Bună ziua! Mâine sunt invitat la domnul Sorin Constantinescu la INEU, la CONAC. Eu mi-am lăsat aici cam totul în ordine, în curte. O să vă arăt ce pregătele am făcut. Am făcut curat la pisici. Dar ce vreau să vă arăt, o să mă cântăresc înainte să plec. Vreau să văd câte kilograme am acum și câte o să am când vin. Pentru că acolo, la Conac, se mănâncă extraordinar de bine și sigur o să mă întorc cu câteva kilograme în plus. După aia o să mă chinui să le dau jos, dar asta este. Haideți întâi să mă cântăresc, după aia vă arăt pisicii și încă ceva. Sper să nu râdeți de mine. Am pus cântarul, hai să mă urc. Sunt îmbrăcat, dar și când mă întorc tot îmbrăcat, o să fiu 85,2 kg. Vai de mine! Mă așteptam la mai puțin, mă așteptam la 84. Dar na, este o vorbă, ci că niciodată să n-ai încredere în bucătarul slab. Aș vrea eu vreo 75 de kg, dar sper în curând. Acum nu. Hai să vă arăt și ce am pregătit. Invitația este undeva mâine după amiază la Conac. Am vorbit și cu Marian Adventure. El o să ajungă pe la 2-3, la fel o să ajung și eu, dar eu plec ceva mai devreme, fac cam 12 ore până acolo. O să plec în seara asta și de ce v-am zis să nu râdeți de mine? Mie îmi place să dorm în mașină. Vă spun, îmi place extraordinar. Adorm în 2 secunde și mă odihnesc foarte bine, așa că dați plec singur. Și ce am pregătit aici? Ia uitați, am lăsat scaunele din spate jos, am pus o saltea din această gonflabilă, am o pompă care funcționează la priza mașinii. Ia uitați ce bine o să dorm aici. Am un pat de 2 persoane, numai și numai pentru mine. Nu știu, pe unde, pe lângă Sibiu, pe unde mi se face somn, oprez mașina și dorm 2-3 ore aici, în mașină. Să nu râdeți de mine. Dar atât de bine dorm în mașină, este incredibil. O să fie răcoare, o să fie plăcut. Am și un sac de dormit care se desface, îl folosesc ca plapumă sau dacă mi-e frig, dar nu cred că o să fie frig. Mașina este hibrid. Cred că stă 4 ore dacă vreau să-i pun asta iarnă, asta 4 ore pe căldură, fără să pornesc motorul, numai pe electric. Deci îți bagă căldură, nu auzi nimic. Este foarte, foarte bună pentru să dormi în mașină. Să nu râdeți de mine, vă rog. Aici la pisici le-am desințat ușița pentru că săreau oricum, nu mai stă una aici. Le-am schimbat așternutul. Eu spăl prosoapele, pătoricile în care stau ei, le spăl la 2-3 zile pentru că îl murdăresc. Sunt mici și na. Totul este... Ce-i mă? Semeni cu maică ta. La voce. Dar tu ești mai frumos? Ești mai frumos, da? A mai venit unul. A mai venit un tigrășar. Păi ăștia nu pot să-i deosebesc încă. Că le-aș pune nume. Au acolo ceva lăptic. O să aibă familia grijă de ei. Apă, mâncare, de toți. Ia uite, au venit după mine, mi-au auzit vocea. Bă! Bună dimineața! Este 6 fără un sfert. Eu de la ora 2 până acum am dormit în fața primăriei și Consiliului Local Morărești, județul Argeș. Acolo este drumul național. Am dormit atât de bine, nu puteam să mă trezesc. A plouat toată noaptea. Și de multe ori torențial. Și auzea ploaia atât de liniștitor și de plăcut. E un zgomot care mă relaxează și mă adoarme. Nu vă spun cât de bine am dormit și ce odihnit sunt acum. Deja drumul național s-a aglomerat, dar am tot timpul din lume. Nu mă grăbesc. Nori.
pe de-a rândul. Sigur o să mai prind ploaie astăzi. Hai la drum. Sunt super odihnit. Am ajuns și pe frumoasa, dar aglomerată, Valea Oltului. Uitați Oltul ce umflat este. Plouă în continuu. Peisajele de vis, într-adevăr. Dar este întuneric și o ceață, așa, o pâclă. La Constanța, la 5 fără 20, este mai lumină ca aici, la ora 7 și jumătate. Știu că aici în zonă era un restaurant unde mâncam eu, restaurant Alex. Dacă găsim deschis, oprim. Vedem ce au de mâncare. Aș mânca o ciorbă acum, la prima oră, la micul dejun. Ar merge o baie, nu-i așa? Sunt cam 15 grade. La Constanța erau 22 noaptea. Am ajuns la pensiunea Alex și restaurant Alex. Plouă afară torențial. Uite. Asta dacă e deschis. Este deschis și au tot din meniu. Am comandat o ciorbă de burtă, bineînțeles. Sunt primul client. Așa arată ciorba de burtă. Smântâna este separat, trebuie să ți-o treci tu. Am pus smântână, oțet, sare, piper. E foarte deas, arată bine. Pâine de casă. Foarte bine arată. Ciorba este bunicică. Chiar bună. Ar fi de un 7. Ar fi luat și nota 8, dar mi-au adus o rece. În rest, gustul este foarte bun. Adică, v-am zis, de un 8. Așa, pentru că a fost rece, îi dau 7. Dar merită să încercați să opriți aici. Am mâncat ciorba de burtă. A costat 29 de lei. 20 de lei ciorba, 3 lei pâinea, 3 lei ardei iute, 3 lei smântână. 29 de lei. V-am zis, este o ciorbă bunicică, dar îmi mențin părerea că cea de la Roata Norocului din Brașov este cea mai bună ciorbă de burtă. Și acolo ai tot inclus. Tot inclus. Și este undeva la 20 de lei, ceva de genul. Și e mult mai mare. Dar puteți încerca și aici. Este ok mâncarea. Doar ce am primit pe telefon, avertizare meteo de vreme severă. Se pare că vremea nu ține cu noi. Grătarul se anulează, dar găsim noi alte activități interesante. Ne-a promis ceva domnul Sorin. Nu ne descurajăm, mergem spre Conac. Mai aveam cam 200 de kilometri până la Ineu și m-a sunat Marian Adventure. Pe unde sunt? I-am zis că sunt aproape de el și a zis că poate mergem împreună, așa că întorc puțin, cam 20-30 de kilometri și merg la Deva. Mă întâlnesc cu Marcel, cu Ramona. Au zis că în drumul nostru este și Vorța, chiar vreau să văd, dacă tot nu mai facem grătarul, măcar să vizitez și eu căsuța lui frumoasă și grătarul. Deci reconfigurăm traseul. Ne întâlnim cu Marcel și cu Ramona. Super, super. Am ajuns în Deva. Este prima dată când trec prin Deva, că nu pot să zic că vizitez. Nu o să stau prea mult. Oraș foarte drăguț. Mai am 3 minute și mă întâlnesc cu Marcel. Cetatea, aș vrea să o vizitez odată. Trebuie să revin. Hai să-l vedem pe Marcel prima dată. Haideți să vă arăt și atelierul lui Marian, Marcel.
Aici lucrează și el și Ramona. Ia uitați. Celebra hartă cu țepuși așa în fiecare țară. A venit și Marcel. De acum îi zic Nașu. Vinule, bine ai venit la mine. Bine, la bine te-am găsit. Îi zic Nașu pentru că el a inițiat canalul, el l-a botezat, el tot. Vezi, Nașule, că copilul e deja e mare. E aproape de majorat. Da. Deci da, tu lucrezi acolo și rămân aici. Da. Păi ea are cam puțin, tu ești... E suficient, nu? Păi oricum trebuie să te felicit pentru canal. Că mulțumesc. E doar meritul tău că a ajuns și că merge așa de bine. Pe când Rusia? Mă, să știi că mă gândesc în vara asta, sincer. Da? Te lasă puțin? Nu știu, vreau să fac niște research să vedem dacă se poate intra în Rusia și eu mă ajunge acum prin august. N-ar fi rău. Serios? Da. Te invidiez. Am plecat spre Ineu, dar prima dată o să trecem pe la Vorța. Vedem și pisoiul. Merg și la casa lui Marcel. Abia aștept. E un paradis acolo. Mă țin după el. Drumul spre Vorța este absolut superb. Sunt peisaje încântătoare aici. E mai frumos decât pe Valea Prahovei, vă spun sincer. Hai să l-am pierd pe Marcel, că el e șofer mai bun ca mine. Imediat face două drifturi și l-am pierdut. Superb este acest ținut. Locurile, oamenii, tot. Eu credeam că este o zonă mai de câmpie, dar uitați ce munți, ce dealuri, câtă verdeață, ce frumusețe este aici. Marcel n-a arătat niciodată drumul, sau poate arăta și nu am văzut eu. Păcat că plouă. Nașu m-a luat cu mașina lui. Mergem la maică-mea. Da. Prima dată mergem la maică-mea. Câți kilometri au fost între Deva și Vorța? 35 de kilometri. Mi-au prins bine ăștia 35 de kilometri, știi de ce? Am văzut că tu într-adevăr ești pilot de raliu. Am văzut cum pentru o curbă la dreapta făceai puțin stânga și după aia luai curba exact la dungă, exact la dungă. Uite, pe vezi cum derapezi. Cârtița derapează? E derapează că e noroi la atâta ploaie. Deci ți-am urmărit trasa. Da, mi-am urmărit trasa. Da, și încercam și eu să merg la fel ca tine. Adevărul e că am învățat mult acolo și da, am trasele de la... Gata, mă fac și eu pilot de raliu, niciodată nu-i prea târziu. Niciodată nu-i prea târziu. Ia, am ajuns, ce am fain, super. Uite-l pe Luci. Luci? Hai să vedem pe Luci. Serviu, să știi că eu când ajung aici, eu îmi schimb vorba. Gata. De aici nu mai ne înțelege. Schimb și eu. Cum îl cheamă pe voinic? Diana. Asta e Bianca Diana. Bianca Diana, măi. Și pe Lucian? Lucian. Lucian, m-am gândit. Ramona, da. Îți dau doi pisici mici pe ăsta mare, graf, frumos. Eu vreau pe toți ai tăi. Pe toți? Îți dau doar doi pe ăsta gras și frumos. Îl iau gata îngrășat. Măi, frumosule. Este Lucian, acum au slăbit. Facem schimb. Da. Îți dau doi mici, da? Mai mulți îți dau. E iarna, se îngrașă și slăbește. Ăsta e cât toți. Să rămână. Foarte frumos la dumneavoastră, foarte frumos drumul. Totul este superb la aici. La noi e ca la geal, ca pe munce. Ca pe... Cine multe, cine aleu. Ploaie, nu sunt mai gata. Foarte, foarte frumos este aici. E exact paradisul de la Vorța. Dar tu în imagini nu surprinzi atât de bine, nu știu, nu, sunt fără cuvinte, sunt fără cuvinte. Da, așa e, într-adevăr. Avem un geal întreg, să fie adus. Tot dealul. Tot dealul până în vârful. Și rămâne lui Marcel sau lui Lucian? Fain, fain aici, fain. Vai, frumos este. Deja mă simt ca acasă. Uitați aici. Așa și trebuie. O porție de curici.
Curici cu cârnați. Curici cu cârnați. Curici cu cârnați, rețetă veche de la Borța. Dar în ce aer, curat. Ia uitați. Ce dacă vreți cu testa merge. Mm-hmm. Ramona ne dă și puțin ardei iute. Oamenii zice ciușcă. Ia? Ciușcă, da. Mamă mia. Și acolo în sticlă ce este? Mm-hmm. Ce e acolo? E ceai. Oare ceai? Ceai. Păi și să bei și noi în ceai. Păi da, de ce nu? Pentru sănătate, om face orice. Asta de 30 și ceva de ani. Mama mea, eu ce să gust. E mai genunt, e pregătit pentru nunca lui. Da. Tatăl i-a pregătit un butoi de 20 gol. De litri. Te-a dat de gol. Pentru nuntă, numai că e tot în nuntă, niciodată. Hai să jucăm la nuntă, Marcel. Nașule, nașule. Tatăl e prea târziu. Nașule, gata. Nu, niciodată nuntă. O să bem și o gură din țuica de la nunta lui Marcel. Nu mai face nunta acum. Gata, s-a terminat țuica, nu mai face nunta. Cum se zice? Sănătate bună? Sănătate bună! Doamne ajută! Exact ca la Borța. Doamne ajută! Mulțumim, mulțumim mult! Mă bucur că ați venit la noi. Deci eu mă bucur și mai mult. Vai ce, ce bine arată. Ia, ia. Mamă, gata. Cu asta chiar că jucam la nuntă. Acum mergem și la casa lui Marcel, al lui Nașu. De acum îi zic Nașu. Așa, vreau să prind neapărat șarpele. Zic că l-am mușcat ieri un șarpe. Vreau să-l prind și să-l bag în oală. Îl facem fain frumos. Cu ceapă, cu usturoi, cu lămâie, cu ardei iute. Șarpe la oală olandeză. Hai să vedem dacă prindem șarpele care l-a mușcat pe Nașu. Paradisul de la Vorța! Ai socat aici? De fapt soc, nu socată. Am ajuns prea târziu deja. S-a trecut, dar uite încă sunt flori tinere. Dar numai că dacă plouă pe ele, nu au... Da, am înțeles. Gata, știu. El trebuie să aibă polen mult ca să facă... Socata aia, ca lumea. Gardul ăsta bun. Gardul, da. O, ai livadă mare, ai curte mare aici. Ce fain. Tu te-ai pregătit, ai tuns iarba, dar... Da, n-am mai apucat să o adun, că în ploaia. Ceva bere la scorbură ai? Mă, nu cred că mai am niciuna. Nu, de fapt, bă, s-ar putea să mai fie una rămasă pe acolo. Arată-mi unde-i șarpele. Așa că te-am mușcat de picior. L-am relocat peste vale. Păi hai mă să-l prindem, că vreau să-l bag la oală. Dacă cauți pe aici, pe sub iarbă, sigur găsesc. Mamă, cum ar merge un șarpe la oală olandeză. Poftim? Foarte frumos aici. Lasă-i acolo. Da, știu. Hai să vedem și scorbura, frigiderul natural. Poate șarpele aici. Ramona, bagă tu mâna. Eu întotdeauna bag mâna cu frică. Ăsta verde ce e? A, nu-i șarpe. Am gola. Este umflată apa acum. Da, e umflată acum, da. Ai pește aici? Este clean. Super. Este clean de 200-300 de grame. Ce frumos! Și vrei să zici ceva, când plouă parcă e și mai frumos, nu știu. Se bucură natura, e verdele ăsta crud. Nu-i de petrecere, dar de plăcut și mie. Da. Aici sus, acolo, de-aia și de frișat, da. Acolo vreau să fac un beci. Am și vorbit deja cu un băiat cu un excavator, să-mi sape... Și cum ajungi acolo? Pe aici. A, da? Acolo va fi beciul, în coasta dealului. Asta e o salcie? Da, o salcie bătrână, deja se usucă. Păi și ce faci de frigider? Nu tai de tot, stai numai uite ăsta. Aha. Nu, chiar că e paradisul de la Vorța aici. Sau orice alt paradis. Uite ce fain, se vede cum se evaporă apa. Cum... Da, cețuri. Numai grădina de om, negospodar aia, să nu filmezi. Nu filmez.
o ridiche cu un gust extraordinar. Azi bine, Marcel, în comerț nu găsești așa ceva. Nu găsești nici cartofii care ies din grădină, nici nimic. Da, e foarte lungă, eu am gata cu jumătate din ea. Uitați ce culoare are și gustul este incredibil de bun. E un pic iute, ai văzut cum e? E puțin iute, dar iute plăcut. Da. Da, asta e vremea. Cred că mă mutul încă, Marcel. E de vânzare terenul? Nu știu, nu știu. Chiar nu știu. Nu mai ajunge una. Gorunul lui Horea, citisem numai în ziarul local că, într-adevăr, acum văd și eu, a dat o creangă verde. O creangă verde, da, da. Unde asta? Foarte tare. Creanga asta eu am mai prins-o verde, ți-am zis. Dar s-a uscat între timp și au tăiat-o. A trebuit să o taie că devenise un pericol. Dar anul trecut sau acum 2 ani, nu mai știu când, citisem că într-adevăr a crescut o creangă verde. Horea Culoșca și Crișan, nu? Exact. Și doar el este înmormântat aici. Uitați și crucea lui Horea. Crucea asta e făcută din creanga despre care spuneam eu că am mai prins-o verde. Deci din ultima creangă s-a făcut crucea asta. Crucea asta? Da. I-au fost trași pe roată. Horea, Cloșca și Crișan, da. Cioplită din ultima ramură a gorunului, ruptă de o furtună în 19.07.2005, restaurată și sfințită în 01.12.2018. Cu trecine la gorunul? Eu mă bag. Am ajuns la conac. Parcă arată și mai bine decât îmi aduceam eu aminte. Văd aici numai super mașini. Mama mea. Domnul Sorin ne-a cazat. Mi-a zis că eu am o cameră single. Și ia uitați. Sunt 3. 4, 1, 2, 3. Aici un birou foarte, foarte frumos. Aici sunt obișnuit, știu că este televizorul mare. Așa. Opa. Un dulap. Nu, condițiile de aici sunt din punct de vedere mai bune ca la casa de mici. Uitați cum arată. Aici un duș imens, toaleta, chiuvetă faină. Asta e camera single. O să stau aici ca un boier. Imediat coborâm și jos la masă. Suntem deja în restaurant. Eu cu Marcel, primii. Mic dejun. Oase de vită astea sunt, trebuie încercate neapărat. Cum arată platourile alea? Aici dacă nu ți-e foame, ți se face foame. Da. Pe la mese, da. O să mă hotărăsc și vă arăt ce am comandat. Arată bine meniul. O să iau o ciorbă de văcuță cu smântână și oarece iute. Uitați aici prețuri. Și acolo în drum era 30 de lei. Și un biftec tartar de vită cu pită friptă și unt.
Ăsta, dacă e bine făcut, este o delicatesă. Este carne crudă de vită cu ceva condimente. Data viitoare mi-au oase de vită cu măduvă la cuptor. Înainte de masă v-am zis niciodată să nu mâncați pe stomacul gol. Uitați, avem câte o pălincă. Sănătate bună! Sănătate bună! Ia să vedem cum e. Seamănă cu aia de însurătoarea ta. Foarte bună! Foarte bună! Avem ciorbița de băcuță. Uitați ce bine arată, cât de deasă este. Iar porția este enormă. E dita mai oala. Foarte bine arată ciorbița. Și Marcel și Ramona au luat o supă de găină de găină, casă. Da. Chiar are gust de găină de casă. Care se face numai în weekend. Extraordinar de bună. Bună, da? Extraordinar. Iar la mine am greșit. Este un ghiulaș. S-a greșit comanda, dar cred că ăsta e mai indicat pentru mine. De fapt, ghiulajul aia. Mi-a certit gândurile, doamna. Oficial, ăsta este cel mai bun ghiulaș care l-am mâncat vreodată. Este mai bun decât ăla care îl fac eu. Vă dați seama ce comparație am făcut. Este cel mai bun. La biftec tartar nu am termen de comparație pentru că nu mănânc prea des. Greu găsești un bucătar să facă biftec tartar. Dar ăsta a fost delicios. Iar asta nu-i farfurie, este mini găleată. Este enormă porția. Foarte, foarte bun. Uitați biftecul meu tartar. Așa se mănâncă, cu pâine prăjită, unt. Și asta este o carne crudă, de bună calitate și cu multe condimente. Cu capere, cu ceapă, cu ou crud. Uitați cât de bine arată. Acum Ramona nu știe ce mănâncă. Cartof e doar dulci. Care cartofi dulci. Și garnitură de carne, dar nu știe ce carne. Da, este. Iar Marcel mă face să mă simt ultimul om și a luat, ia uitați ce și-a luat aici. Tocmai am gustat. Nu mai a gustat. Tocmai am gustat. Platoul este cât o masă de două persoane. Nebunie curată. Ia arată puțin carnea. Este exact medium rare, nu? Exact cum am cerut eu, da. Poftă bună. Extraterestru al Ramonei. Freezing my vlog. Minus 190 de grade, versus 80 de grade. Ce ideea aveai tu de ciuperci? Exact. A fost de atunci, de pe vremea baronului, din când era Imperia Austro-Ungară, 1800 și nu mai știu cât era. Și au venit comuniștii, l-au confiscat. Cum au confiscat la toate casele astea de baron și după care a fost sediul Rom Silva aici. După Revoluție, la Rodrigo se da proprietarilor, el au vândut cuiva, un investitor din București, care l-a abandonat și nu a mai făcut absolut nimic. De ani de zile m-a rugat COVID de el să ne-l vândă nouă și n-a vrut să ne vândă. Și păcat de uite, e un monument istoric, e din 1800 și ceva, uite ce cărămidă, ce piatră, ce uite sus acolo la da. Ce stucatură de lemn. Și aici, în dealul Vinilor, fiind teren vulcanic, n-are nimeni apă, că dacă sapi e rocă vulcanică, ăsta e singurul loc unde este apă. Ce tare. Are o fântână aici, în partea stângă, de apă și e singurul loc cu apă de aici și poți să faci o pensiune aici de moare lumea, știi, și în mijlocul pădurii, adică, care și teren aferent, o grămadă are, e al lui terenul, până în spate, are o grădină mare. Haideți pe aici, să vedeți. Deci, pe scurt, este un post, o în zona îi spune la castel, dar a fost locuința unui baron care a avut toată zona asta Vinilor, a fost a lui și aici au locuit ei. Și după perioada când au venit comuniștii, l-au confiscat și a fost sediul Rom Silva aici, mulți ani de zile. După care, după Revoluția, am venit pe o cărare prin pădure, totul este abandonat, aveam ajuns aici și uitați ce comoară. Data unui politician român, domnul Sorin n-a vrut să zică, care nici nu vrea să o vândă, nu vrea să investească, să renoveze. Păcat. Am venit și la un lac aici în zona. Domnul Sorin, când era copil, venea și pescuia aici.
plătică, crab. Uitați cât de mare și de frumos este. Lacul se numește Tăuț. Superb lacul și, și zona. Poate merge pe jos, pe acolo, pe lângă lac, așa. Uite cum ies peștii la suprafață, uite. Este concesionat de cineva? Se poate pescui contra cost, cred. Da, da, da. Uh-huh. Foarte frumos. Atât pentru ziua de astăzi. Ne vedem mâine cu noi aventuri, nu pot să zic rețete. Sper că v-a plăcut. Vă mulțumesc, vă spun la revedere și nu uitați, ținem legătura.